Într-o țară ca România, cu drumuri proaste și pline de mașini, bicicliștii și pietonii sunt victime sigure. Suntem pe primul loc în Europa la numărul celor care au murit în accidente cu biciclete. Potrivit Eurostat, 10 bicicliști la fiecare milion de locuitori și-au pierdut viața la noi, de 3 ori mai mulți față de media europeană. Una dintre principalele cauze ale accidentelor este evident lipsa pistelor pentru biciclete, ceea ce împinge pe bicicliști pe șosea, printre mașini. Mi s-a deschis ușa în față, am căzut, am fost luat pe trecerea de pieton de către o mașină. De-abia am început să merg cu bicicleta pe stradă, este puțin dificil printre mașini. Pistele de biciclete nu sunt tocmai cele mai ok. Eu, sincer, mă feresc de trafic, mult circul pe piste sau pe trotuar. Și ca să vedem exact care sunt cele mai periculoase situații care pot apărea în trafic între șoferi și bicicliști, am făcut un experiment într-un poligon. O situație frecventă este că sunt la semafor, vreau să fac dreapta, aștept să se pună lumina verde, mă asigur în prealabil, dar nu văd foarte mult în spate, mai am și altă mașină. Între timp când se plec de pe loc, trece biciclistul care merge înainte, nu ține cont că eu virez la dreapta. Este cazul clasic de accident cu bicicleta, iar vina este de multe ori împărțită. Întotdeauna însă biciclistul este cel care are de suferit. O altă situație este că mergi pe un drum, pe partea dreaptă, liniștit, normal, cu o viteză normală, și la un moment dat biciclistul din față face stânga, fără niciun motiv, se duce nicăieri, dar te surprinde. Un alt accident des întâlnit care face multe victime este cel cu o mașină oprită pe marginea drumului. Din un oarecare motiv oprim, da? Când oprim, mai ales dacă iese coboare pasagerul din dreapta, pasagerul din dreapta este neatent și pur și simplu deschide portiera și trece biciclistul care de fapt se oprește în portieră. Neatenția așadar conduce de multe ori la tragedii. Dacă adăugăm și lipsa infrastructurii, atunci avem explicația cifrelor care ne plasează pe primul loc în rândul europenilor. 10 bicicliști la milionul de locuitori și-au pierdut viața în România în 2017, potrivit Eurostat, în timp ce media europeană este de 4. În Luxemburg sau Cipru, niciunul. Cifrele se mențin ridicate. Potrivit Poliției Române, în primele 7 luni ale acestui an, în întreaga țară au fost 556 de accidente cu biciclete, în care 93 de oameni și-au pierdut viața, iar 469 au fost răniți. Există și o sentiment de nesiguranță, dar și mai întâlnești agresivitate din partea unor șoferi care nu acordă prioritate, care trec foarte razant pe lângă bicicliști și este și un deficit de infrastructură. Nici pietonii nu o duc mai bine în România. 37 de pietoni la milionul de locuitori au murit tot în 2017 în accidente rutiere, ceea ce ne plasează tot pe primul loc în Europa. Câtă vreme nici șoferii și nici bicicliștii nu vor face efortul să-și arate respectul reciproc pe șosea, atunci războiul tacit dintre ei va continua să facă victime. Iar cele mai bune arme în acest război ar putea fi educația rutieră și conștientizarea pericolelor la care se expun toți participanții la trafic. Și încă ceva, bicicliști, purtați întotdeauna cască și haine care să vă facă vizibil. Cosmin Stan, Pro TV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro TV Plus.